Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la un nou episod aici de Call of Duty. Bă, nu știu de voi, dar astăzi, nu știu, încă suntem, când nu știu, 22 august, ăsta e al 7-lea videoclip pe care îl filmez. Bă, deci de n-am filmat astăzi, nu știu. Efectiv, am așa niște nervi și ca să-mi treacă, filmez. Eu aș făcut live, dar n-am fost banat să nu pot face live-uri, așa că... Nu pot să dau skip, văd că nu. Așa că, na, nu pot face live, las că filmez multe clipuri ca să, na... Măcar așa filmez și eu mai multe clipuri și nu știu ce aș putea face. Țin așa un program, aș putea gen să pun, să filmez toată săptămâna așa. Și am clip și pun un video pe zi sau la două zile și mă ține așa vreo câteva luni. Ar fi o soluție. Da, nu, o să fiu activ până începe școala. După aia, văd eu ce face. Da, mă, nu pot da skip. Ok, hai. Să trecem în pâine cu degetul, cum îmi scrie odată careva într-un comentariu, că bagă deci tu în pâine. Hai, mă, încarcă-te, mă țin acum, vorbesc pe nas, pentru că te-ai nu... Bun, hai. S-aude cu... Stai, de ce ne întoarcem la secvența asta cu Reznov? Asta e înapoi, în închisoare, acolo. Asta să înțeleg că e o amintire cu Reznov sau... Collaborating with enemies is a betrayal. All of matter. Dragon, Regime, they look onto us. Ok, cred că acum trecem la război. Sunt prin munți unde sunt. Și nu știu ce e. Deci în cercul arctic, cu Reznov, 1945. Stai! Acum sunt Dimitri. Ăsta-i Dimitri. Dintre-ai, mă, pe Dimitri. Zice acolo Petrenko, dar știu că pe Dimitri îl chema Dimitri Petrenko. Și Reznov, Victor Reznov, în fine. Hai că aflăm ce a pățit și Dimitri. Văd că mi-au lăsat și busolă ca în World at War sau Call of Duty 2 simplu. Hai, mă urcă. De fapt, nu, așa-i ținta în joc. Nu știu de ce mi s-a părut că e aceeași ca în jocurile alea vechi. Bă, dar mare mai Dimitri. Bă, dar nu le-o fi frigă, spera. Da, bine, ăștia la câtă vodcă beau, n-au problemă. Ce fum scoate mașina aia, automobilul ăla de deplasat pe zăpadă. Și acum mă dă pe câmpul de... A, iar mă dă aici. Mm-hmm.
Hai dați. Deci avem un Mosin și un PPSH, ok. Cine va veni cu elicopterele după noi sau? Eu pe toți ăștia trebuie să omor. Mamă, ce lag e aici, să dea drag. Și n-am nici 50 de gloanțe sau câte avea arma aia cu încărcător rotund. Stai, mă, încotro. Deci pe aici trebuie să mă duc. Ok. Hai, da, încarcă. Trag ăștia. Dar bine că, dar bine că mai am și lagul ăsta infernal pe aici. Hai că i-am pus pe fugă. Puterea mamei Rusie. Haideți pe ei, pe mama lor. Ok, hai să-i lichidăm. Faceți tu te-ai acolo. Bubeși aia. Tot trebuie să cobor. Să cobor, să înțeleg. Mi-a zis ce s-a pus pe 4. You were killed by your mortar strike. Ok. Deci era rachetă de mortar aia asta, nu înțeleg. Ok, să ne dăm jos.
Da, nu trebuia să le arunc așa ca disperatul. Căcat, căcat, căcat. Hai că misiunea asta cred că o să o termin repede, nu știu. Bă, dar e bună arma asta, cred că am rămân fără gloanțe la ea. Come here, bitches. Ouch. Da, încarcă. Bine că dau ăștia cu MG42 sau ce-o fi. Bun, acum avem și țintă. Petrenko, haida. Am luat Petrenko ăsta. Am omorât-i pe ăla.
Nu pot să-l împușc. You will take me to Dragovich, as I looked into the German eyes. Bă, dar prea frumoase tranzițiile astea cum schimbă momentul. What is here that is so important? General Dragovich wishes to make a name for himself. He believes this outpost houses something. Tu ce vă poro s-a dus nebi. Dragovich and Steiner are talking like old friends. I do not like this rest. Dă-mi că nu pot vedea picioarele. Ăștia sunt prizonieri și ei execută pe care... Ia stai, tai gâtul. Association with the gift digger Sternberg. In 43, a few of our realized the Allies could not be held back for much longer. We begin to look for more unconventional solutions throughout the war. My own research was focused on chemical weapons. Ah, pe aici trebuie să merg, ok. Petrenko și Reznov pe unde o fi. Care zace spânzurat, interesant. Ce am putut deschis aici, nu? Sper că nu. Germany had surrendered and a Russian flag flew over Berlin. The SS had orders to destroy the ship if we were attacked. Clearly, they failed. The explosives were never activated. This is it. Reznov, open the door. În sfârșit, hai. Asta e ce pregăteau ei, Nova 6-ul, Nova 6, mă rog. Erai tu, Dragovici. Și-a blocat pe ăștia aici. Se schimbă și pielea, văd.
Le-a sărit ochii din cap, ce naiba? Interesate poveștile astea. Scoșenko and Steinle scattered the Germans, leaving me to contend with the British. British commandos assaulting our positions! Nu mai țin nimic, toți ăștia sunt inamici, da, sper că toți ăștia. Op! Și-am mai trimis niște dăștia cu noi. Asta ce armă e? Ah, avem și un Wolfenstein. Interesting. Ok, nu știu dacă eu am tras în ceva ce a bubuit, dar o fost fain. A, aici. Deci avem 3 minute la dispoziție să plecăm. Și pe unde pot pleca, că nu înțeleg. Sau... Ok. Și eu? A, pe frânghie să mă dau jos, ok. Boom! Și scufundă ăsta. Cu tot cu Nova Six-ul. Pot să mă ridic spre rănit. E măcar de cum se scufundă vaporul ăla. Hai, scufunde ca pe Titanic. Din o tranziție. Uhuhu. We are running out of time, my friend. Can you trust your leaders to destroy? Or do you think they will use it? The flag may be different, but the methods are the same. They will use you as they used me. Decide what you think is worth fighting for. Blagojevich, Pravchenko, Stein. These men must die. Frumos cum ne povestește boșorogul ăsta de Reznov. Bă, cam ăsta e și episodul. Eu sper că v-a plăcut cum ne povestește Reznov aici. Da. Lăsați și voi
un like dacă v-a plăcut, n-a încep și eu cu din astea, cu dați like-ul, nu știu ce. Mă rog. În fine. Cam atât. Ne auzim data viitoare. Ciao, les.